vicepreședinta Asociației Agora for Life și împreună cu Daria Pârvu, colega mea, vă spunem bine ați venit și mulțumim doamnei Ligia Crăciunescu, cea care a pictat aceste icoane special pentru această seară, icoane ce au ca temă nu întâmplător protecția divină. Poate cea mai dificilă, la modul tehnic cât și muzical, lucrare, este plină de adâncime, se numește Ceacona. Poporului român, este vorba despre balada lui Ciprian Porumbescu. Se pot pune întrebări și la chestiile astea. Dumnezeu să ierte pe cei morți, să țină în viață pe cei vii, ca să poată mai întreba, să poată mai deștepta sau mai încurca după toate cele auzite și spuse. Dar aș vrea să atrag atenția pe un lucru. Ce a fost, a fost regretabil și cum a fost. Dar ce-o fi de acum înainte. Știi că se spune Dumnezeu e mare, dar și dracu e șmecher. O nisoare foarte mare și ne-a oprit trenul, nu s-a mai putut merge. Și așteptam să văd, zice, drame și nu știu, ce să vezi, zice. S-au dat jos ăștia din tren, valahii sau moldovenii sau ce-o fi fost de acolo. Bă, și-au început o horă, apropo, ce popor e ăsta? Zice, care în primă dramă sau, mă rog, tragedie, nu tragedie, dar dramă, și se pune și joacă și cântă. La noi, în Ardeal, literatura e de două feluri, de procopseală și de desfătare. Apropo de cea de desfătare, o să mă refer la nemaipomenitele isprăvi ale unui băiat cu minte, care, evident, sunteți dumneavoastră. Parte din biografie, nu e? Dar se completează. Și se încheia, spunând dumneavoastră acolo, că așa îi spusese bunicul său, dacă vrei să-ți fie bine pe lumea asta, fă cum te îndeamnă mintea. Nu, nu, acum începe cu întrebarea. Ce ți-a spus ție bunicul tău? Îmi vine mie să spun. Mama îmi spunea, zice, dacă știi nemțește, poți să vorbești și cu împăratul. Și dacă știi latină și greacă, cum învăța să rei la școală, ci poți vorbi și cu Dumnezeu în timpul liturghiei. Înainte de proces, procuratura a venit să-și ne-a citit încadrarea. Enoiu zice, na, că v-am băgat în pardesiu de scânduri. Mă, așa mi-a rămas chestia asta, adică că v-am condamnat să ducem să vă condamne la moarte și să vă omoare și să vă îngroape jilava sau cineva în pardesiu de scânduri, deci într-un costum. Cum să ies niște dușmani care ne-au omorât atâția și ne-au făcut? Mă, dacă ești creștin, n-ai încotro. Aveți foarte mult umor, povestiți cu foarte mult umor. Dacă n-ai umor, mori. Sau te scrântești în închisoare. Nu numai eu spun chestia asta. Găsiți și la Solzhenitsyn, și la
și Aboa Miregibi, prietenii mei, scriitori de ăștia de până în Rusia, de până în Rusia, toți spun așa. Păi cine i-a depostit? Păi zic eu, și ce dacă m-a depostit? Ai luat contact cu ei? Zic, da. Deci ești legionar. Ce să fac? Bine, scrie așa. Dar pe urmă m-a venit și mi-a zis, dar dumneavoastră că ați luat contact cu mine, acum așa, m-ați supărat, nu sunteți la fel? Celula noastră care era un cavou. Era într-adevăr, totul era beton și noi stăteam pe două paturi, patru inși, stăteam acolo așteptând moartea, n-a, că asta era. Doar pentru o celulă comunicarea se întrerupea, pentru că era ocupată de deținuți care au fost la Pitești. Da. Petrețuțea spunea în discursul, dacă nu mă înșel, din fața întregii administrații a penitenciarului și în fața deținuților. Însă, după ani, bolnav fiind, spunea că a făcut 13 ani de temniță grea pentru un popor de idioți. Așa a fost. Dumneavoastră, după 14 ani de temniță, ce ați spune? Așa eu am spus, tâmpiți ăștia, uite, ceva nu se trezesc. Și despre mine, de tâmpiți, de câte tâmpeni am făcut eu și noroc că mi-am revenit din multe. Că și Nea Petrache și-a revenit din chestia asta. Că după asta tot el spunea iar că totuși e minunea lui Dumnezeu pe pământ poporul român. Și țin minte cum spunea și de atunci și tot cât a trăit. Un popă de Bărăgan, cel mai nemernic popă sau cel nu știu, dacă reușește să se sincronizeze în timpul liturghiei cu clopotele și cu Duhul Sfânt care coboară din cer, zice, acela face cât toate academiile din lume. La București a spus că ne naștem într-un anumit loc și într-un anumit timp cu un anume scop. Care ar fi rostul nostru, de fapt, ca români, în contextul a ceea ce a spus noastră la începutul șezătorii noastre, în contextul globalizării și al corectitudinii politice? Este un fel de a doua teroare? Mai rău decât eu. Tot în creștinism, când își face seama, există și răsplata, ca zic, uneori care înseamnă și pedeapsă. De ce spuneți că trebuie neapărat să iertăm tot pe tot sau tot ce s-a întâmplat? Bun, nu spun neapărat dumneavoastră, fiecare face la urma urmei o alegere personală. Dar știți cum e? Aoleu, cât mă chinuie și pe mine și mă chinuie întrebarea asta. Cum să-mi iert dușmanii? Nu mai spun că să-l și iubesc. Că așa spune textul. Iubiți pe dușmanii voștri. Aoleu, când aud de chestia asta, eu nu pot nici să-i uit. Cum? Doar să-i iubim. Îi vorbește Biblia și de pedeapsă, nu numai de iubire. Atunci știi cum îți spun eu? Să-i pedepsească de multe ori, zic, să-i pedepsească cine vrea și să nu mă bagi pe mine în chestia asta. Credeți că mai avem puterea să ne regăsim noi ca popor? Cum să nu? Păi voi de ce trăiți? Văd că ești chiar regăsită, nu? Ce nu suntem în diaspora, nu suntem în țara noastră. Păi n-ai venit în România și nu veți veni. Eu vă văd pe toți, dacă nu chiar dumneavoastră, să zic ce mai este. Că vor veni. Ce să facem? Vorba că te întreb. Bă, bun, am făcut și afere, am făcut și... Ei, și ce fac cu banii ăștia? Să ne referim la cartea lui Ernest Bernea, Cadre ale gândirii populare românești, în care el îl citează pe un sătean din Poiana Mărului, din județul Brașov, care spune așa: se pune o cruce la răscruce, pentru că acolo se împart drumurile. Să știi, o iei într-o direcție sau în alta. Se pune acolo să se închine omul și să o ia pe drumul cel bun. Și eu zic așa, să ridicăm și noi o troiță imaginară, să ne facem o cruce și să o luăm pe drumul cel bun. Doamne ajută!